zicem încă o dată ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Așa cum spunea fratele Iosif, prin harul lui Dumnezeu am avut această, hai să spunem, slujbă, ca să mă ocup de frați care s-au decis să slujească pe Dumnezeu și să încheie un legământ cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că în ceruri, pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu, noi cu toții știm că este sărbătoare. Și mi-aș dori ca sărbătoarea din ceruri să se unească cu sărbătoarea din biserica, din locul acesta, în această dimineață. Amin. Aș vrea să vă mai aduc încă o surpriză. Sunt două familii. Sunt două familii care s-au hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. Le spuneam, la început a fost doar o familie și jumătate. Și spuneam celelalte persoane, în caz că în ziua botezului te decizi ca să te botezi, ai toate drepturile și o să caut și o rochie, poate ca să-ți dăm. Dar înainte, cu, cred că penultima întâlnire, mi-a spus, m-am hotărât și vreau și eu să mă botez. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pentru că timpul este scurt, aș vrea să îi prezint. Mai întâi de toate aș vrea să prezint familia Muntean. Este fratele Nicu și sora Cristina, eu rog să se ridice în picioare. Sunt dumneavoastră, așa cum vedeți, sunt oameni adulți, nu sunt copii. Sunt oameni adulți care au experiența vieții, au văzut ce este viața și în România și în Canada și au ajuns prin harul lui Dumnezeu și prin convingerea Duhului Sfânt că cea mai mare decizie și cea mai bună este să-L urmeze pe Dumnezeu. Și eu știu că numele lor deja sunt scrise în cartea vieții și mă rog, dar niciodată să nu fie șterse de acolo. Amin. Amin. Deci fratele Nicu, care s-a hotărât, și apoi mi-a spus și sora Cristina, soția dumnealui, vreau și eu să mă botez. Aș vrea să le spun și ca din partea unui frate care, așa cum spunea fratele Iosif, am fost mai alături de dumnealor și am petrecut câteva săptămâni în învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, le doresc ca hotărârea care o împlinesc azi, sau care o iau astăzi, să o păstreze până în veșnicii. Amin. Și nimic. În Cuvântul lui Dumnezeu ne învață într-un loc Cuvântul lui Dumnezeu că pe creștin nimic nu va despărți de Dumnezeu. Amin. Nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici sărăcia, nici bogăția, nimic. Dumnezeu să vă păstreze această hotărâre în inimă. Amin. Amin. Frate Nicu, pentru dumneavoastră am scris o dedicație. De fapt, sunt cuvintele unei rugăciuni pe care psalmistul o înălța spre Domnul. Cât de scumpă este bunătatea ta, Doamne! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Căci la tine este izvorul vieții, când lumina ta vedem lumină. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Pentru sora Cristina, un altă domnitate a psalmilor, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Feriște de omul care se încrede în El. Vă doresc ca rămâneți ca de aici înainte, în fiecare zi, să gustați și să vedeți cât de bun este Domnul și să vedeți cât de bun este Domnul. Amin. Ar vrea să vă mai spun încă, nu este un secret, sora Cristina, la un moment dat, îmi spunea, când am cunoscut pe Nicu, mi-am luat o hotărâre în inimă și am spus că vreau să-L urmez oriunde se va duce, probabil aici pe pământ, spunea Dumnezeu. Și i-am spus, trebuie să-L urmez și în cer. Amândoi să fiți în cerul și în ziua de astăzi sunt aici în locul acesta și zic ca Dumnezeu să le întărească hotărârea lor. Apoi, aș vrea să vă mai prezint într-o familie. Acum este o familie chiar întreagă. Soț, soție și doi adolescenți, doi tineri. Este familia Buzilu. Fratele Ion, sora Elena, soția dumnealui, zic în ordinea vârstei,
Apoi este juniora Ioana, care are 16 ani jumate. Creșteți? Sezandezi? Ok? Și frățiorul Emanuel. Samuel, mă scuzați. Samuel, care are 15 ani jumate. I-am întrebat și puțin i-am tachinat. Și am spus, sigur, nu vă obliga nimeni. Mi-a spus nu. Și după aia iarăși am revenit altă dată și am spus, sigur, fratele Ion, tata, nu v-a împins, nu este hotărârea noastră personală. Pentru că eu le-am spus că una dintre, dintre avantajele care credința în Domnul Iisus Hristos ne oferă este că luăm o decizie personală. Nu părinții, nu mama, nu tata, ci noi trebuie să luăm o decizie personală în dreptul nostru. Fratele Ion, deci, sora Elena, sora Ioana și fratele, frățiorul Samuel. Când spunea fratele Ion, n-aș vrea să vă spun povestea familiei și istoria lor, dar spunea fratele Ion în scurt. Frate Mircea, noi venim de departe. Vorbim de plan spiritual. Noi venim de departe. Și am spus, frate Ion, mă bucur că de departe ați venit aproape. Fizica Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le binecuvinteze hotărârea lor și să o păstreze, frate Samuel, până pe hotărârea. Amin. Dumnezeu să vă ajute și până în veșnicii cu Domnul. Amin. Amin. Apostolul Pavel a mărturisit cândva că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și de vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut nou. E ideea pe care îți oferim cu drag din partea bisericii. Sora Elena, toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. Domnul să te binecuvânteze, să te ajute. Frate Samuel, am avut un pic de emoții când fratele Mircea te-a numit Emanuel, am zis că am greșit și trebuie să schimb numele repede, dar până la urmă a scris bine. Cum să îndură un tată de copiii lui, să știi că așa se îndură Domnul de cei ce se tem de lui. N-am știut cum se îndură un tată până ce n-am ajuns și poate încă nici acum nu știu prea bine. Dar vreau să spun, îndurarea Domnului este un lucru extraordinar. Domnul să-ți facă parte de ea toată viața ta în mine. Sora Ioana. Bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul să-ți binecuvânteze tinerețea și viața, să fie alături de tine. Ar vrea să fac doar o precizare. Dacă cineva dorește să încheie un legământ cu Domnul, sunt pregătit ca începând de mâine să încep cu ei o altă catecheză. Indiferent dacă este un suflet, două sau dacă sunt zece. M-am mutat aici mai aproape de biserică și vreau să vă ajut mai mult. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.